În țara lucrului bine făcut, orice muncă începe cu o bine meritată pauză și parcă nici vremea nu ține cu românul. Iarna e prea frig și nu se intră pe șantier, iar vara, canicula taie cheful de muncă și ispitește pe muncitori la un pui de somn. Pe șantierele de pe șoselele de la noi, lucrările avansează în ritm de melc. Întârzierea de pe primul tronson al drumului expres Craiova-Pitești, cel atribuit companiei italiene Tirrena Scavi, nu miră pe nimeni. Pe acolo se va circula cel mai devreme în 2023, spune premierul Nicolae Ciucă. Martie 2022. Pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești, un muncitor trage un pui de somn. Mașinile care circulă la doar câteva zeci de metri în spatele său pe centura Craiovei nu îl deranjează câtuși de puțin. Nu e singurul care doarme. 3 săptămâni mai târziu, un alt angajat responsabil cu dirijarea traficului în șantier e surprins și el în lumea viselor. Nici măcar vizita anunțată a ministrului transporturilor nu l-a trezit. Domnul! Nu e de mirare că lucrările bat pasul pe loc. Italienii responsabili de execuția primului tronson al drumului de mare viteză au primit deja o bilă neagră din partea Ministerului Transporturilor și sunt amenințați cu rezilierea contractului. Am putea crede că vestea i-a mobilizat pe muncitori. În șantier însă... Ce vedeți în spatele și în dreapta mea nu este un garaj pentru utilaje, ci chiar șantierul primului tronson al drumului expres. Cum înaintează aici lucrările, iată, se așterne praful. Peste drum de șantierul abandonat, un localnic își paște liniștit vitele. Ce e cu stagnarea asta? Păi asta ne întrebăm și noi, ce e cu stagnarea? Din vorbă în vorbă aflăm că a lucrat 40 de ani în construcții și nu vede cu ochi buni ce se întâmplă. Ieri eu am fost și ieri aici. Iar n-am văzut, mi se pare. Deci nici ieri n-ați văzut, nici azi n-ați văzut. Azi nu, nimic, mă și mirai. Se termină până în noiembrie. Până în noiembrie? Da. Nici la anul se termină. Reprezentantul firmei refuză să dea lămuriri. Nu, vă rog frumos, nu am voie să dau nicio declarație. N-am voie, m-au interzis de la CNAIR să dau declarație. Da, noi fuseserăm în șantier astăzi și am văzut că nu sunt muncitori și de asta aveam nevoie să ne spuneți mai degrabă cu ce probleme vă confruntați. La fel avansează lucrările și pe unele drumuri județene. Cei 70 de kilometri dintre Craiova și cetate au intrat în proces de modernizare în 2019. În șantier găsim 4 oameni. 2 muncesc, 2 supraveghează, lucrează la mistrie și la bustul gol. Spre capătul tronsonului, curbele strânse din zona Lazu au rămas decopertate. Ajungem prea târziu. Este ora 3 și 25 de minute. În șantierul de pe drumul care leagă Craiova de cetate nu mai este niciun muncitor. Ne încercăm norocul a doua zi și avem grijă să ajungem mai devreme în șantier. Găsiți oameni care să aibă spor, să muncească? Greu, foarte greu. E greu, dar asta e, trebuie să facem, n-avem ce să facem. Cum lucrează oamenii? Păi lucrăm până la 4. Până la 4? Da, da. Mai pleacă și mai devreme câteodată. Despre siguranța traficului nici nu poate fi vorba, deși legea obligă firmele să traseze marcaje provizorii de culoare galbenă și să asigure semnalizarea corespunzătoare pe întreaga perioada lucrărilor, în teren e haos. Cei care circulă pe aici trebuie să se bazeze mai degrabă pe intuiție. Marcajele rutiere lipsesc cu desăvârșire, iar indicatoarele, acolo unde există, sunt la pământ. Sunt 35 de grade la umbră, iar dirijarea traficului se face rudimentar. Utilajele moderne sunt penumărate, așa că lopata e de bază. Soluția pe care au găsit-o muncitorii aici, în zona Lazu, pentru a-și trasa limita de lucru, este cu adevărat surprinzătoare. Drumul spre dezastru trece pe aici și costă 50 de milioane de euro, bani plătiți de Consiliul Județean Dolj. Pe primul tronson, de 30 de kilometri până la Terpezița, lucrările au ajuns la aproape 90%, dar s-au împotmolit pe mai multe porțiuni, spre disperarea șoferilor. Sărăcia din șantiere e vizibilă oriunde mergi. Pe drumul european 70, o echipă de muncitori face reparații ca acum jumătate de veac. În România se construiește și în 2022, cu târnăcopul și lopata.